Horoscop săptămânal. Berbec. Viața ta sentimentală va fi una sinceră, plină de sensibilitate și distracție. Vei fi deschis să dai curs câtorva propuneri îndrăznețe. Știi că viața ta e doar una și ai tot dreptul să te bucuri de propriul corp. Tot ce ai nevoie este o sinceritate deplină, limpede, ca cristalul și vei deveni un vulcan plin de dorință. Dacă ești căsătorit, va exista o conexiune profundă atât fizic cât și intelectual, dar îți va plăcea totuși să explorezi și latura ta mai misterioasă și te vei juca păstrând unele lucruri doar pentru tine, creând o aură secretă. Dacă ești singur, în aceste zile vei depune eforturi pentru a întări legăturile recente. Va trebui să faci o alegere între două persoane și uneori îți va fi greu să găsești un echilibru între inimă și minte. Influența astrelor pare destul de neutră în ceea ce privește munca. Nu ar trebui să se întâmple prea multe lucruri pe plan profesional în această săptămână și vei avea o atitudine calmă, uneori poate prea calmă. Chiar dacă lucrurile se desfășoară de la sine, nu te vei simți confortabil să fii leneș. Va trebui să-ți multiplici responsabilitățile pentru a evita să intri în monotonie sau să începi să stagnezi. De asemenea, ai grijă să nu dezvălui informații care ar trebui să fie confidențiale, deoarece poți crea probleme complexe legate de bani. Dacă ești șomer, analizează-ți CV-ul și nivelul de productivitate. Aceasta este singura modalitate de a începe un nou proiect sau de a obține un job. Nu renunța niciodată, trebuie să fii plin de speranță chiar dacă telefonul nu sună atât de des precum ți-ai fi dorit. Taur. Săptămâna aceasta vei promova valori precum generozitatea, respectul și tandrețea acasă și vei apela la dialog pentru a-ți exprima cele mai ascunse dorințe și probleme. Dacă ești căsătorit, îți va fi ușor să-ți faci partenerul fericit. Căutarea binelui comun nu se va simți ca o corvoadă, ci mai degrabă ca un bilet la fericire. Îți va face plăcere să-ți învolui jumătate cu atenție. Dacă ești singur, trebuie să ieși din cochilie, acea cochilie în care te ascunzi pentru a te proteja de rău. Ești cu prietenii, caută activități pentru a-ți îmbunătăți viața socială. În împrejurimi, vei putea întâlni oameni cu adevărat interesanți. De asemenea, caută să-ți dezvolți maturitatea emoțională. Nu privi oamenii doar la un nivel superficial, adevărata frumusețea lor este invizibilă pentru ochi. Vei primi informații delicate despre locul tău de muncă sau despre colegii tăi în această săptămână. Va trebui să le păstrezi doar pentru tine pentru moment. Folosește-le atunci când lucrurile devin mai complicate decât te aștepți. De asemenea, protejează-ți ideile geniale pe care le ai. Există mulți răuvoitori și cineva ar putea să-ți fure un proiect pe care l-ai creat de la zero. Nu-ți fie teamă să dai astfel de practici în vileagă. Aceste zile sunt foarte bune pentru a face afaceri în străinătate sau cu persoane cu care nu ai mai colaborat până acum. Ele te vor ajuta să-ți schimbi unele concepții și îți vor oferi cheia spre succes, mai ales în materie de bani. Gemeni. Săptămâna aceasta vei cunoaște o îmbunătățire semnificativă a vieții tale sentimentale, mai exact, a mariajului tău. Tensiunile care au avut loc în casă din cauza unui motiv extern vor începe să dispară. Vei fi mai dispus să porți discuții decât să te cerți și la fel va proceda și persoana iubită. Prin urmare, se anunță o mai bună comunicare în cuplu, în care vor ieși în evidență schimbul calm de opinii și idei. Atmosfera se va îmbunătăți odată cu trecerea săptămânii și armonia va domni în casa ta. Gesturile de afecțiune, cum ar fi îmbunătățirile lungi și sărutările pe frunte, vor fi din nou obișnuite. Dacă ești singur, vei aborda întâlnirile romantice ca pe un joc de șah. În acest fel vei obține avantajul în conversație și, prin urmare, o vei putea conduce. Dar cealaltă persoană va crede că doar încerci să-i demonstrezi cine este mai bun dintre voi doi, așa că își va pierde orice interes față de tine. Astrele îți rezervă lucruri pozitive în ceea ce privește domeniul profesional și financiar. Va fi una dintre cele mai bune perioade din an când vine vorba de atingerea obiectivelor. Vei avea parte de un succes neașteptat ca urmare a efortului tău, dar și al norocului. Dacă lași universul să te ghideze, te vei bucura de numeroase schimbări benefice vieții tale. Rac. Săptămâna aceasta va fi destul de intensă în ceea ce privește dragostea. Va trebui să-ți dublezi eforturile dacă relația ta a început să dea înapoi în ultima vreme. Poți încă repara lucrurile atâta timp cât amândoi vă puneți de acord să faceți asta. Astfel, tu și partenerul de viață veți putea da relației voastre un impuls prietenos. Fii creativ și completează propunerile persoanei iubite. Lasă-ți să înflorească cele mai noi și sincere sentimente, ignorând toate zvonurile și bârfele. Dacă ești singur, vei putea întâlni pe cineva interesant. Din momentul în care începeți să vorbiți unul cu altul, vei ști că e potrivit pentru tine. La un moment dat, în această săptămână, te vei simți ca vedeta unui film, o comedie romantică grozavă. Dacă folosești rețelele sociale pentru a flirta,
Nu te dă altă persoană decât ești. Fii tu însăți în orice moment, pentru că nimic nu e mai atractiv decât sinceritatea. Perspectiva ta asupra lumii, relațiile personale, totul ajută afacerea în care ești implicat acum. Fii cât mai original posibil. Te va ajuta să câștigi o mulțime de bani. Disciplina este ceea ce te caracterizează la locul de muncă. Tu chiar respecti regulile. Vei urma fiecare pas care ți l-ai trasat și ți-a fost trasat și îți vei asuma responsabilitatea pe deplin. Vor fi oameni care te vor încuraja să trișezi și să urmezi drumul rapid și ușor. Vei refuza să te abați de la valorile tale. Vrei ca succesul să vină la tine prin muncă. Vei străluci puternic datorită carismei și entuziasmului tău. Leu. Astrele îți recomandă să fii mai flexibil atunci când vine vorba de cererile copiilor tăi. În copilărie erai nemulțumit de cât de mult te controlau părinții tăi și acum repeți aceleași tipare. Dă-le puțină libertate, lasă-i să facă propriile greșeli. Energia astrală dominantă indică faptul că leii care au trecut recent printr-o despărțire vor fi destul de confuzi. Dacă te regăsești în această situație, îți vei pune un milion de întrebări care nu vor avea niciun răspuns. Îți vei dedica prea mult timp prietenilor tăi. Va trebui să înveți să-ți gestionezi mai bine timpul, în caz contrar, partenerul de viață va începe să se simtă neglijat. Dacă ești căsătorit, va trebui să-ți regândești planurile astfel încât cei dragi să nu se enerveze. Săptămâna aceasta te vei bucura de popularitate la locul de muncă. Cu toate acestea, nu va fi ceva pozitiv, deoarece toată lumea îți va cere o favoare. Și bineînțeles, dacă spui da tuturor, vei ajunge să faci 10 de favoruri în total și să-ți neglijezi propria muncă. Deoarece ți este greu să refuzi, vei fi de acord să le faci pe toate, chiar dacă asta înseamnă că nu vei mai avea timp pentru sarcinile tale. Dat fiind faptul că urmează să pleci în vacanță, va fi un moment perfect pentru a obține aceste favoruri înapoi. În ceea ce privesc banii, vei avea ideea genială de a scoate la vânzare obiectele din casă de care nu mai ai nevoie. Vei descoperi unele cu adevărat valoroase pentru care vei negocia la sânge. Fecioară. Viața ta amoroasă va fi caracterizată de pace și armonie. Cele mai romantice energii sunt în jurul tău și te determină să te bucuri de viață mult mai mult. Te simți bine să fii alături de persoana iubită. Orice propunere care îți condimentează viața va fi binevenită. La un moment dat, în această săptămână, vei renunța la puterea ta de decizie pentru a da o nouă întorsătură relației. Dacă ești singur, sensibilitatea ta va proiecta întâlniri benefice. Ești plină de dinamism și vei începe noi aventuri. Dorința ta de a merge mai departe pentru a-ți atinge fericirea în dragoste este puternică. Așa că fă-o să se întâmple. Ești mai competitiv decât oricând. Să atingi succesul este tot ce ai în minte. Îți urmărești cu înverșunare obiectivele și poți controla cu ușurință nivelul de stres. Știi că ai avut ocazia să avansezi de multe ori. Cu toate acestea, ți-ai sabotat singur succesul pentru că ai crezut că nu merită. Din fericirea aceea, mentalitatea a dispărut. Dacă poți, fă un salt spectaculos care să-ți surprindă șefii, colegii și chiar concurenții. Balanță. Predicția ta pentru această săptămână vorbește despre zvonuri pe care va trebui să le clarifici. Va trebui să-ți asumi responsabilitatea și să discuți cu partenerul de viață. Tot ceea ce rămâne ascuns te va distanța de persoana iubită. Pe de altă parte, astrele te sfătuiesc să-ți lași instinctul, să te ghidezi atunci când vine vorba de luarea deciziilor. Simțul umorului va juca un rol foarte important la mijlocul săptămânii. În multe cazuri va fi o bază solidă în relația ta. Dacă ești singur, vei fi mai activ săptămâna aceasta. Există mari șanse să începi o aventură amoroasă. Viața ta sexuală se va îmbunătăți și este foarte probabil să te îndrăgostești. Nu vei începe săptămâna cu dreptul în ceea ce privește viața ta profesională, indiferent cât de mult ai persevera locul de muncă, nu vei vedea rezultate dorite. Nici abilitățile tale nu îți vor garanta succesul. De fapt, trebuie să mizezi mai mult pe gândirea ta logică. Pe de altă parte, ai putea avea norocul să avansezi. Vei munci foarte mult și deși progresul va fi lent, nu este motiv să nu dai tot ce poți. De asemenea, vei începe o luptă pentru drepturile tale. Negocierile vor fi dificile, dar vei obține rezultate financiare bune. Scorpion. Săptămâna aceasta va fi un pic dificilă pentru tine, dar în realitate situația nu este atât de complicată, doar necesită un efort suplimentar. Cu toate acestea, astrele îți recomandă să te liniștești, totul poate fi rezolvat cu câteva acțiuni. Va trebui să-ți controlezi impulsivitatea în relația ta. De asemenea, trebuie să fii foarte sincer cu ceea ce simți. În afară de asta, nu se vor înregistra evenimente notabile în aceste zile. Bucură-te de dragoste și fii sigur de ceea ce vrei. Nu dezamăgi pe nimeni. La nivel profesional vor exista câteva chestiuni importante care necesită acțiuni rapide. De exemplu, există un proiect de care tragi de câteva săptămâni. Ia decizia acum și semnează ce e desemnat. Nu mai poate aștepta. În plus, spre mijlocul săptămânii vei realiza că în ritmul în care mergi nu vei face prea mare lucru.
va trebui să-l accelerezi, fii mai alert. Ai nevoie de bani mai mult decât orice, nu-ți poți permite să lenevești. Săgetător. Vei obține beneficii dacă îți asculți partenerul de viață în această săptămână. Acest lucru vă va ajuta să evitați un conflict și vă conectați cu ușurință unul cu celălalt. Sinceritatea va fi cea mai importantă în aceste zile. Astrele prezic că vei putea găsi un punct comun cu persoana iubită până la jumătatea săptămânii. S-ar putea să existe unele neînțelegeri, dar veți reuși să calmați apele. Dacă ești singur, va trebui să fii atent și să nu fii prea sensibil. Te-ai putea supăra de ceva lipsit de importanță. De asemenea, ți-ai putea găsi curajul să faci primul pas pentru a seduce o persoană pe care o placi. Predicția ta în ceea ce privește sfera profesională spune că vei primi vești neașteptate. Este posibil să primești răspunsul la o solicitare, dar nu va fi unul pozitiv. Te vei simți dezamăgit, dar nu vei avea ce altceva să faci decât să accepti. Dacă lucrezi independent, vei lua în considerare schimbarea modului în care faci anumite lucruri. Probabil că vei face unele modificări care îți vor influența direct veniturile. Pe de altă parte, influențele astrale din această săptămână te ajută să ajungi mai ușor la înțelegeri. Acest lucru este valabil mai ales pentru noile contracte sau negocieri care urmează să se întâmple. Această abilitate de a ajunge la o înțelegere cu oricine îi poate ajuta și pe nativii care își caută un loc de muncă. Capricorn. Va trebui să fii foarte atent cu energiile pe care ți le transmit alte semne zodiacale. În primul rând, astrele îți recomandă să stai departe de pești. Energia lor din această săptămână nu este benefică pentru tine. Până la jumătatea săptămânii, ți se va lua de toți și de toate. Te vei simți obosit de partenerul de viață. Fii atent, deoarece acest lucru îți poate afecta relația. Cu toate acestea, weekendul va fi momentul perfect pentru a rezolva toate aceste probleme. Aceasta va fi săptămâna decisivă în ceea ce privește munca. Trebuie să fii foarte clar cu privire la ceea ce vrei să realizezi, care sunt obiectivele tale pe termen lung în carieră. Dacă încă nu ai un răspuns la această întrebare, astrele consideră că trebuie să începi să te gândești la asta de acum. Vărsător. O călătorie cu partenerul de viață va fi cheia reconectării. Pe aceeași linie, dialogul sincer și direct va contribui de asemenea la întărirea legăturii dintre voi. Cu toate acestea, ar trebui să evitați să deveniți prea idealiști. Influențele astrale din semnul tău te împing să evoluezi. Acest lucru înseamnă să înțelegi că partenerul este reflecția ta și că el e acolo pentru tine să te ajute. Uneori acestea sunt lucruri pe care nu vrei să le recunoști. Dacă ești singur, vei trece prin mai multe faze în această săptămână. Cu toate acestea, cele mai mari șanse sunt să ai o aventură și să-ți îndeplinești fanteziile erotice. Zilele nu vor fi deloc liniștite, dar nu în sensul rău. Predicția ta în ceea ce privește sfera profesională prezice zile dificile. Ca și parte pozitivă, vei primi ajutorul de care ai nevoie pentru a depăși aceste obstacole. Pe de altă parte, te vei confrunta cu unele probleme financiare neprevăzute. Acest lucru te va obliga să regândești modul în care îți gestionezi resursele. Nu este momentul potrivit pentru cheltuieli, ci pentru economisire. Pești. Săptămâna aceasta va fi grea în ceea ce privește viața ta amoroasă. Nu pentru că te vei certa cu partenerul de viață, ci pentru că nu vei avea suficient timp pentru a face totul. Și asta înseamnă că vei avea mai puțin timp pentru relația ta. Treburile casnice, sarcinile familiale și profesionale îți vor ocupa toată atenția în majoritatea zilelor. Programul tău este încărcat cu sarcini urgente și sarcini obligatorii. Persoana iubită îi va fi dor de îmbrățișările tale și de manifestările de afecțiune. Dacă ești singur, vei începe săptămâna fără prea mari așteptări în dragoste, dar va apărea o circumstanță neașteptată de a flirta cu cineva de care ești atras și care este un pic celebru. Fii obraznic și arată că statutul lui nu este un obstacol pentru tine. Predicția ta pentru această săptămână indică faptul că vei avea mult de muncă și foarte puțină răbdare. Sarcinile tale te vor copleși și va trebui să stai peste program împotriva voinței tale. Nu îi suporți pe cei care nu își fac treaba bine, deoarece acest lucru îți afectează munca. Astrele îți recomandă să faci pauze din când în când, altfel vei ajunge să fii o bombă care poate exploda în orice secundă. Dacă ai datorii sau restanțe, încearcă în aceste zile să achiți tot. Dacă mai amâni mult momentul, vei avea neplăcută surpriză ca tarifele să crească. Horoscopul săptămânii.